Salut Pecioare! Voi face citirea pentru uh, Mercur în uh, Taur. În primul rând uh, se produce pe data de 3 la ora 19.40. Uh, mercur în Taur uh, pentru voi uh, reprezintă uh, O casă a cunoașterii, a cursurilor, a studiilor, a, a, a călătoriilor, o casa nouă. Veți găsi acest lucru și la horoscop. Deci, haideți să vedem în primul rând spatul oracolului Lenormand pentru acest început, care se va. O să le simțiți, nu în următoarele în următoarea lună. Iată, aveți un blocaj, norocul pe care vi-l doriți și un secret. Deci pentru voi aici aveți acest blocaj, este un blocaj care vă influențează. Deci, ceva care este poate din trecut, un blocaj. Și voi v-ați dori să aveți noroc, să depășiți acest blocaj și, în primul rând, ați vrea să vă puteți folosi de un secret. Sau cineva vă face cunoscut acest secret. Cartea reprezintă un secret. Puteți apla de un secret și să considerați să aveți noroc să puteți să rezolvați acest secret sau să îi depășiți acest blocaj folosind chiar acest secret. Am putea privi și așa acest lucru. Să vedem mai departe, de data asta ne gândim la luna plină în balanță din 6 aprilie de la ora 7.34 de minute, o lună plină în 16 grade balanță. Pentru voi, pecioarele, reprezintă uh, o casă a doua a resurselor, a bunurilor materiale, unde, probabil, la luna nouă, în balanță, cu șase luni în urmă, ați uh, întreprins ceva, un proiect, ați început ceva, și acum s-ar putea să primiți... Uh, acest răspuns din partea Divinității. Haideți să vedem ce spune. Este o carte care a căzut, deci am scos-o și am pus-o bine. Iată, o arcană majoră. Pentru voi s-ar părea că e ceva foarte important. Judecata. Judecata sau trezirea morților apare atunci când vi se atrage atenția că trebuie să fiți totuși prudenți, că gândiți la o schimbare, gândiți că nu vă simțiți bine, nu vă simțiți că ați realizat menirea voastră pentru ce ați venit pe pământ. Deci, acest lucru vă face să vă gândiți la o schimbare. Și aveți aici magicianul. Oh, hai. Eremitul, nu se poate. Trei arcane majore. Pentru voi este foarte important să știți acest lucru. Trei arcane majore rar apar. Deci vreți să fiți un magician? Mercur să vă ajute, fiindcă este semnul lui Mercur aici, să vă ajute uh, Mercur care uh, el își fixează un obiectiv. Și se folosește de tot ce are: de idei, de gândire, de mental, de sentimente, de relații, de comunicare, de creativitate, de energie, de vitalitate, de tot ceea ce dispune plus bagheta magică din care, din imagine, se observă, este capabil să manipuleze situații sau persoane. Așa și voi veți încerca din răsputeri ca acest mercur să fie alături de voi pentru a vă împlini o dorință. Și tot aici aveți eremitul, care nu reprezintă altceva decât uh, pecioara în mercur. Pecioara care sunteți voi, deci uh, gândiți-vă că sunteți în acea postură de, mobil, cum să spun, de mobilizare, fiindcă acest eremit, acest filozof, el pare liniștit, dar el duce o adevărată luptă, el știe tot timpul că trebuie să fie atent, să observe comportamentul celor din jur, să-l analizeze, el analizează fiecare lucru, el știe că vorba este de argint, tăcerea este de aur, tăcerea îi dă posibilitatea să gândească, să analizeze, să, vede, să vadă ce se întâmplă, să vadă dușmanii din jurul lui, să vadă pericolul din jurul lui și, bineînțeles, acest filozof eremitul, întotdeauna el se protejează, el nu vrea să iasă în evidență, el preferă să fie într-un plan secundar, undeva să nu fie observat, să nu-i se dea prea multă importanță, dar el să vadă tot ce se desfășoară în jurul lui. Și aici diavolul. Voi vă doriți aici ceva, vă doriți să vă atingeți un obiectiv, este clar, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest diavol vă atenționează. Există și un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vă urmărește și el vă cunoaște slăbiciunile, vă cunoaște viciile și va încerca să folosească aceste lucruri pentru a vă aduce în puterea lui să vă pună să jucați după cum vă cântă. Observați! Deci este bine să renunțați la aceste vicii, fiindcă avertizmentul este nu sunteți decât o trestie în fața acestei forțe dezlănțuite. Deci este bine să renunțați la biciile voastre. Haideți să vedem ce spun runele. Ați văzut spatul tarotului și acum să vedem runele. În primul rând eu strâng ce nu poate fi citit. Mă le așez. Asta nu era în publică de citire. Asta, asta, da. Astea, nu. Bun. Aspectul este destul de bun, zic eu. Adică această situație care am putea spune nu a fost prea fericită, fiindcă ați avut acest, această rună răsturnată, este o rună care reprezintă vorbirea, cineva v-a dat un sfat, dar acest sfat a fost intenționat, dat greșit, și a căutat chiar să vă manipuleze, să vă facă să intrați în acest spat și, de fapt, să mergeți spre o situație blocată, astfel încât să vă țină sub control. Uitați-l! Deci, el poate să vă fi dat acest spat și cu intenția să vă țină sub control, să vă aibă în puterea lui sau a ei dar aici este a lui. Și voi ați avut răbdare, nu v-ați ambalat prea mult, ați a gândit că chiar dacă aveți aceste blocaje, blocaj după blocaje, reprezintă grindina. Grindina înseamnă o înghețare, dar și o fărâmițare a problemelor. Deci, orice ați fi întreprins, găseați din nou un blocaj, nu puteați să avansați în această situație pe care ați avut-o voi legată de un sfat, un sfat care l-ați primit legat de resurse, da? Luna în balanță. Și totuși, aici aveți trei rune care dau schimbarea, dau tonul. Deci, schimbare, după ce vă ajută să rezolvați această situație în favoarea voastră, și chiar va aduce o relație nouă, un aspect benefic în viața voastră, o schimbare bună. Deci, o relație care este ca un fel de. Piatră de hotar. De aici încolo viața voastră se schimbă cu 180 de grade, deci este într-o altă direcție. Merge într-o altă direcție. Și această rună care spune din nou schimbare, o schimbare lentă, stabilă și benefică intră în viața voastră. Veți schimba, veți simți aspectele benefice cu cât veți uh, simți aceste aspecte benefice vă da seama de această schimbare bună de daruri, daruri sentimentale, daruri materiale, aspecte foarte bune pentru voi. Deci este, am zice, noi o etalare foarte bună. Chiar dacă cineva v-a dat aceste sfaturi greșite, voi veți reuși, prin răbdarea voastră, să transformați totul într-o situație benefică. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.